Bosânceanu își dărâmă singur hotelul de 6 etaje din cartierul Coiciu, după ce, susține el, procurorii ar fi dat o ordonanță și pentru distrugerea acestuia. Afaceristul a decis că, decât să plătească 80.000 de euro pentru proces, mai bine își dărâmă singur proprietatea. Așadar, de 2 zile a început demolarea, iar în câteva săptămâni, în locul hotelului de 4 stele, vor fi numai resturi. Aici era totul pus la punct. Era un living mare, doar cu un dormitor și o bucătărie, și era un apartament de 170 de metri pătrați. Și acum? Și acum e de demolare, în maxim o săptămână, deja nici nu o să mai fie etajul ăsta. Asta deși clădirea este cea în care s-ar fi născut afaceristul Constanțean și în care ar fi trăit părinții lui. Bosânceanu recunoaște că nu a avut autorizațiile necesare pentru construcție, însă susține că statul ar fi putut să-i le acorde și să nu îi distrugă munca. Pentru asta l-acuză în mod direct pe procurorul de caz. Am să caut să fac conform legii, deși domnul procuror Niță a luat această decizie de a distruge, în opinia dânsului, la revenire la situația anterioară. Era foarte bine să lase ca instanța de judecată să hotărească acest lucru. Construcția clădirii s-a finalizat vara trecută după o investiție de 300.000 de euro. Pe piață, clădirea cu 35 de camere este estimată la 1 milion de euro. Și asta după ce autoritățile au pus la pământ la finalul anului trecut un alt hotel al afaceristului. Pentru asta, proprietarul se pare că este nevoit să plătească peste 100.000 de euro.